Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara. Domnule Oancea, vă mulțumesc că sunteți cu noi la TVR2. În primul rând, de ce este nevoie de o a treia doză din moment ce actualele vaccinuri asigură protecție și împotriva variantei Delta? Vă rog. Da, avem categoriile la risc, în sensul în care persoanele peste 65 de ani, cadrele medicale, persoanele, pacienții noștri cu comorbidități, la care acest boost imun, studiile arată că pe parcursul timpului se pierde și de atunci mai trebuie încă o doză, încă un suprarapel. Încă așteptăm datele de la Agenția Europeană a Medicamentului să vedem profilul de siguranță și în funcție de asta vom lua o decizie. Dar cert este că ați observat că vin din ce în ce mai multe mutații, Delta a devenit deja dominantă, faptul că nu avem noi capacitatea de secvențiere cât ar trebui, dar nu înseamnă că nu e deja dominantă și în România, trebuie să ne luăm, cum a spus dumneavoastră, încă o plasă de precauție. Mulți români se tem că o a treia doză de vaccin într-un timp scurt ar putea afecta negativ organismul. Cât de sigură este o astfel de schemă, mai ales pentru cei care au boli cronice? Gândiți-vă, dacă facem o paralelă cu vaccinarea antigripală, un vaccin antigripal are o perioadă de protecție de 6 luni. Teoretic ar fi recomandat de 2 ori pe an. Probabil că aici o dată pe an ar fi suficient. Trebuie să vedem și nivelul de anticorp cu care pacienții noștri se prezintă și cred că și în funcție de acest gen și datele care o să apară în perioada imediat următoare, probabil luna august, se va lua o decizie. Și cum rămâne de altfel cu copiii? Cât de grav îi poate afecta varianta Delta virusului? Copiii până în acest moment fac forme ușoare, indiferent ce tulpinile de care vorbim până acum, foarte puține cazuri am avut inclusiv la noi în spital și am drenat vreo 5 județe, au fost cazuri severe la copii. Foarte puține, deci le număr de la o singură mână. Deci copiii fac forme ușoare pentru că au alt fenotip imun. Sperăm ca și în continuare să fie protejați. Cert este că vaccinarea, ați observat, la noi în țară este de la 12 ani. Deci, și bineînțeles, este un act voluntar. Și cred că trebuie să ne dublăm sau dacă nu să ne triplăm eforturile cu evidențe medicale, mai ales să explicăm oamenilor din zona rurală, unde într-adevăr stă mai deficitar ca și proces de vaccinare. Bun, cum explicăm de altfel numărul mare de îmbolnăviri din ultimele zile? Am văzut că este pe un trend ascendent. Da, în primul rând observați că nu avem încă un vaccin care să-l dăm la 7 miliarde de oameni, să nu avem nicio reacție adversă, să fie grad de o eficiență și de protecție 100%. Vaccinurile care sunt în Uniunea Europeană au un grad de protecție între 70 și 95% în funcție de starea pacienților, de comorbidități, etc. Deci rămâne totuși un bazin populațional destul de mare care se pot vaccina, dar pot să dezvolte boala. De exemplu, la vaccinurile ARN mesager, gradul de protecție undeva între 90 și 94%. Deci, dintre 1 milion de oameni, există undeva între 500.000 și 700.000 de oameni care, deși sunt vaccinați, pot să nu fie acoperiți de acest vaccin, se dezvolte boala. Dar și dacă dezvoltă boala, dezvoltă forme ușoare de boală, maxim moderată, nu dezvoltă forme severe și foarte severe. Și am avut pacienți internați în terapie intensivă care, deși au avut doar o singură doză, adică nu au avut schema de vaccinare completă, i-a ajutat să supraviețuiască, să iasă dintr-o formă foarte severă de boală. Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, vă mulțumesc!